salut, dragilor, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! În întreaga lume se descoperă zilnic lucruri noi și uimitoare. Există surprize care îi așteaptă pe oamenii de știință oriunde ar merge. Tot felul de creaturi istorice de neînțeles, relicve, rămășițe de tragedii și minuni naturale ascunse se găsesc păstrate în locuri bizare. Gheața este un mijloc incredibil de eficient de a conserva lucrurile înghețate din întreaga lume, de aceea ascund multe secrete de nepătruns. De-a lungul anilor, multe lucruri s-au descoperit în tundrele înghețate ale planetei noastre, lucruri inexplicabile care au schimbat complet percepția noastră despre istorie și știință. Cum gheața păstrează perfect creaturile care au trăit cu mii de ani în urmă și artefacte ale unor civilizații despre care știm foarte puțin, este un mister care rămâne nerezolvat până astăzi. Nu există o justificare logică a motivului pentru care unele lucruri au rămas intacte în forma lor originală sub straturile de gheață, în timp ce altele pur și simplu au dispărut de pe fața Pământului. Dar arheologii și oamenii de știință au dezgropat aceste lucruri pe un teren atât de rece încât aproape nicio formă de viață nu poate supraviețui acolo. Astăzi vă vom spune totul despre unele dintre cele mai șocante lucruri descoperite înghețate, așa că stai cu mine până la capăt. 1. Virusuri antice și gigantice se dezgheață în Siberia. Gheața care se topește la cercul polar arctic le dă de furcă oamenilor de știință pentru că a început să decongeleze niște virusuri antice uriașe. Cercetătorii au anunțat că studiază un virus gigantic numit Molivirus Sibericum, vechi de 30.000 de ani, găsit în stratul de permafrost topit din Siberia. Virusul era funcțional și capabil să infecteze orice. Nu este pentru prima dată când oamenii de știință găsesc virusuri gigantice care schimbă tot ce credeam că știm despre ele. Virusul descoperit are 1200 de gene și are de două ori lățimea virusurilor obișnuite. 2. Fecioara din gheață din Peru. Mumia unei fete de 14-15 ani a fost găsită pe versantul vulcanului Nevado Sabancaya din vastitatea Peruului în 1999. Experții sugerează că această adolescentă și alți câțiva copii au fost selectați pentru sacrificiu din cauza frumuseții lor. Au fost găsite 3 mumii, care spre deosebire de colegii egipteni îmbălsămați, au fost supuse la îngheț. A fost studiat și cadavrul unui băiețel de 7 ani, dar oamenii de știință nu au decis încă să-i examineze rămășițele. Probabil că a fost lovit odată de fulger, ceea ce poate afecta acuratețea rezultatelor studiului. Cel mai probabil, 3 copii au fost sacrificați, dovadă fiind artefactele de lângă ei, aur, argint, haine, castroane cu mâncare. Istoricii sugerează că acești copii au fost aleși de incași pentru frumusețea lor. În cursul studiilor anterioare s-a constatat că înainte de a fi sacrificați, copiii au fost hrăniți cu alimente de elită timp de un an, porumb și carne de lamă uscată. 3. Mumia prințesei Ukok din Altai. Prințesa Ukok, cunoscută și sub numele de Prințesa Siberiană a Gheții, este o mumie veche de 2500 de ani, reprezentată de o femeie găsită în 1993 în Republica Altai din Rusia. A fost considerată a fi printre cele mai importante descoperiri arheologice din Rusia secolului al XX-lea. Indigenii din Altai cred că prințesa siberiană a Gheții a fost o preoteasă care a ales să moară pentru a proteja pământul de spiritele rele,
iar testele științifice cu privire la rămășițele ei au înfuriat spiritul acesteia, provocând dezastre naturale. Ca rezultat, un consiliu de bătrâni din regiunea Altai din Rusia au votat acum reînhumarea rămășițelor ei în scopul de a potoli spiritul ei. Prințesa Ukok a fost găsită într-o cameră mortuară subterană pe platoul Ukok, în apropiere de granița cu China, în ceea ce este acum Republica Autonomă Altai. Zona este cunoscută de localnici ca al doilea strat al cerului. 4. Omul de gheață din Alpi. Omul similaunian, care avea aproximativ 5300 de ani la momentul descoperirii, făcându-l cea mai bătrână mumie europeană, a fost poreclit de oamenii de știință Ötzi. Descoperit pe 19 septembrie 1991 de un cuplu de turiști germani în timp ce se plimbau prin Alpii tirolezi, care au dat peste rămășițele unui locuitor din Calcolitic, perfect conservate datorită mumificării naturale a gheții, el a dat o mare bătaie de cap în lumea științifică. Până la această descoperire a lui Ötzi, un astfel de om atât de bine conservat după mai multe mii de ani, îmbrăcat și cu numeroase bunuri personale, nu a mai fost găsit nicăieri în lume, se scrie pe site-ul muzeului din Tirolul de Sud. Iceman a fost o mumie naturală, adică trupul său nu a fost modificat prin ritualuri funerare practicate de unele popoare precum vechi egipteni. După ce corpul a fost extras și analizat, experții au stabilit că Ötzi a avut 1,6 metri înălțime și a cântărit 50 de kilograme și, cel mai important, a murit cu mai bine de 5.000 de ani în urmă. Iceman a furnizat noi date despre timpurile preistorice în domeniul științelor naturale, informează Muzeul Italian. Cercetările au concluzionat că el ar fi putut muri datorită unei răni la umăr, posibil în urma unei sângerări produse de o săgeată care i-a atins vreun vas de sânge. Toporul din cupru foarte bine conservat și găsit în apropiere indică faptul că el a fost un războinic sau a făcut parte dintr-o clasă conducătoare. 5. Mamutul înghețat. O descoperire uluitoare extrem de rară a fost făcută în Siberia din Rusia. Un mamut găsit înghețat după 39.000 de ani, fiind perfect conservat. Creatura a fost descoperită în insulele Novosibirsk. Femela mamut lânos a fost găsită în gheață, iar oamenii consideră că ea a fost blocată într-o mlaștină unde a murit cu peste 39.000 de ani în urmă. Pe lângă țesuturile moi, cercetătorii au primit un alt cadou valoros, sângele unui mamut. Nu este surprinzător, dar nu a înghețat la o temperatură de minus 10 grade, iar oamenii de știință sugerează că această caracteristică a ajutat mamuții să supraviețuiască în frig. 6. Fragmente din avionul lui Sigismund Levanevski găsite în Arctica. Expediția Societății Geografice Ruse a descoperit accidental fragmente în Yamal care ar putea aparține aeronavei H-209 a pilotului rutei principale din Marea Nordului, Sigismund Levanevski. Aeronava împreună cu echipajul au dispărut fără urmă în august 1937. Nu au fost găsite rămășițe umane. Poate că piloții au părăsit cabina, a sugerat Fandiușin. El a spus că membrii Societății Geografice Ruse plănuiesc să plece într-o nouă expediție în martie-aprilie pentru a examina descoperirea în detaliu. 7. Rămășițele soldaților din primul război mondial în Alpi. Datorită topirii gheții, încep să apară soldații primului război mondial. În 2014, în gheața topită alpină, au fost descoperite rămășițele a 80 de soldați care au murit în timpul primului război mondial, aproape toți sunt bine conservați, transformate în mumii.
Împreună cu ei au fost găsite fotografii ale anilor de război, hărți și chiar produse care s-au păstrat perfect. Soldaților li s-a făcut o adevărată înmormântare militară. Acum sarcina principală este păstrarea acestui patrimoniu. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!